Proiectul Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T Port Corabia a fost supus dezbaterii publice de către Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale, ESA Giurgiu. Astfel, proiectul portului Corabia a intrat în linie dreaptă. Autoritățile așteaptă acum de la Agenția pentru Protecția Mediului OLT avizul pentru demararea lucrărilor. Valoarea proiectului ce privește reabilitarea și modernizarea portului Corabia se ridică la peste 30 de milioane de euro, finanțarea urmând a fi asigurată din fonduri europene. Autoritățile guvernamentale au promis că prin implementarea acestui proiect, portul Corabia va deveni în scurt timp unul dintre cele mai moderne de pe malul Dunării. Proiectul prevede efectuarea de lucrări de modernizare a danelor operaționale din port, suprafața portuară va fi înălțată la cota de neinundabilitate 7,2 metri față de cota de etaj local, un motiv în plus ca portul Corabia să devină atractiv pentru operatorii portuari dunăreni.